tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți. La mulți ani, mulți ani, mulți ani. La mulți ani să trăiți fericiți. Noi vă spunem bună ziua tuturor. Bine v-am găsit la frumoasă sărbătoare. Și eu nu mă prezint. Eu nu mă prezint, aici mă știe fiecare suflare de om. Vin cu drag pentru Donița, ceea ce face astăzi 15 anișori. Și vreau să spun sincer, a mei 30 nu sunt așa de grei ca a tăi 15. Sincer îți spun, de la poartă până încoace, nu știu. Eu o viață i-am dus 30, dar au fost mai ușor. Dar eu știu precis că ei sunt plini de bucurie și dragoste pentru tine. De asta și îi aducem atât de greu și atât de pregătiți, frumoși, aromați, colorați, cum este și viața ta și cum ți-o dorim din suflet să fie și în continuare și la acești 15 mai încolo. Spune-mi, te rog frumos, dacă tu, Doința, intuiești din partea cui venim noi. Eu știu că foarte multă lume mă iubește și ține la mine. Dar dacă totuși ar fi să mă gândesc la cineva care a organizat această surpriză. Surpriză, cred că părinții. Mă întreb sau confirm? Cred că părinții. Așa, părinții, da. Și încă? Și poate că verișoarele. Poate că tiuță în partea stângă. Fratele meu. Da, familia mea. Noi cu drag venim aici din partea mămicii și tăticului, celor mai minunați oameni din viața ta, celor mai sfinți icoane a vieții tale, care sunt până acum și vor fi până la adânci bătrâniți, pentru că te iubesc foarte mult și sensul vieții lor sunteți voi, copiii. Și astăzi este despre tine în special, pentru că tu ești o mageată și faci așa frumoasă vârstă de 15 ani, care cu siguranță toți o vrea să o mai gustăm din nou, dar gata, nu se mai întoarce. Rămâne, Doamne, să savurăm fiecare anii noștri și să-i primim așa cum sunt, cu bune, cu grele, iar tu să-ți primești cei 15 ani ai tăi și această surpriză din partea mămicii și tăticului, care azi au vrut frumos să-ți facă un moment frumos mai special, să simți că te iubesc foarte mult, să simți că ești lumina ochilor și floarea familiei, să simți că ei sunt mereu alături de tine, să-ți facă viața frumoasă, să-ți facă viața poveste, așa cum pot, așa cum reușesc, așa cum știu ei să o facă mai bine. Tu să-i crezi, să-i înțelegi și maxim ce poți să le oferi și ce așteaptă de la tine, dragoste, respect și mulțumire pentru faptul că ți-am dat viața în lumea asta. Este cel mai sfânt dar care l-ai câștigat și pe care nu știu dacă cineva o să-l poată să-l acopere vreodată, pentru că nu există dar mai mare ca însăși viața care ți-a oferit-o ei și pentru asta trebuie să le fii doar recunoscătoare, doar să le dai astăzi o îmbrățișare și un pic și să le spui mulțumesc și cât de mult te iubești. Dar o faci după ce ți-ai ani, bine? Nu așa, ți-ți pare că ei dacă erau ei așa de ușor, hai ajutați-mă. Eu am stat 20 să mă lebuit. Cu tort pentru toată musteața și jumătate de răi. Precis. Așa. Ce, Dănița? Îi mai ții și tu atâta cât te-am sunut eu? Nu. Așa, bun, scumpă, eu cred că ai să-i dai lui tătii cu torta, să te ajute, așa. Cel care este puterea în familia voastră, cel care este stăpânul familiei voastre și dragostea voastră mare. Așa. Dacă recurgeam la metoda asta, ajungeam numai cu cifra 1 ori 5 în casă, așa că cu drag pentru tine, flori frumoase. Șampanie, eu am zis la prezentare, chiar dacă sunt 15 ani, azi poate un gât de șampanie, azi poate cu lumea dragă să șocnești, azi poate sunt minunat și mă dorați, dar o viață întreagă, pentru că asta este dorința părinților, să le fie copii sănătoși, frumoși, minunați și fericiți. Și poate ce n-am primit noi ca părinți în viața asta, facem maxim posibil să oferim copiilor noștri, doar ca să creșteți educați, frumoși la suflet, cu minți, să-i faceți mândri de voi, că rușine și durere obținem noi, din păcate, ne întrebați câteodată. Dar copiii trebuie să facă din părinți o bucurie și pentru viața voastră și pentru viața lor. Să fiți sănătoși cu toții, familia voastră, în special tu, minunata noastră de astăzi.
pentru tine, o să ajuți fratele. Ce nu faci fratele pentru ce? Eu nu degeaba spun. Așa. Bun, scumpă, uite, avem aici doză de vitamine pentru tine, este semn de grijă. Cu siguranță fratele a fost cel care a umblat după cumpărături și a pregătit tot. Bananele scules azi de aici, adică marginea rădului. Nu mă să-l savurați cu drag. Așa că... Să nu mai spui că fratele îmi face nimic. Așa-i mai da. A stă în cameră, că urmă să-ți spui el aparte ce face. Nu trebuie să spui așa că el nu face. Au și zâmbet frumosare. Bun, mă bucur să vă văd cu zâmbet între lacrimi. Dăm voie să transmitem partea părinților tăi, eu cu siguranță o întreb și pe ei, stau nerăbdători amăia, când a stat cu Olesia să vorbesc și eu. Eu știu cum recurge lumea și cum se simte lumea în fața camerelor, mine, nu cu niori, mine în general camera nu mă deranjează. Eu pot să spun și fără cameră și cu cameră, din suflet, să fii sănătoasă, să fii tot atât de gingașă și frumoasă, să duci în sufletul tău mândrie că ai așa părinți. Mulțumire bunului Dumnezeu că te-au născut anume așa părinți. Dacă te întreb acum, cine sunt cei mai buni în viața asta și dacă ești mulțumită de părinții tăi, cu siguranță ai să spui că ei sunt cei mai minunați, cei mai scumpi, cei mai sfinți, cei mai frumoși, cei mai drăgustoși. Cu siguranță când trebuie o cărât. Dar cum crezi copiii? Așa îți crești, așa e Donița și tu știi foarte bine. Cu siguranță ai primit o cară, dar ai primit-o, știi cum, dintr-un suflet plin de dragoste. Și noi ai primit-o din răutate, că noi niciodată nu o cărâm copiii noștri. Din răutate. Noi o cărâm doar pentru simplu fapt să-i facem oameni frumoși la suflet. Să dăm copiii educație în lumea asta, căci chiar zilele astea citisem un citat. Acum educați copiii să nu avem ce o cărâi când va crește mare, sau să nu avem ce pedepsi când vor crește mare. Și este într-adevăr așa. Dăruim dragoste, dăruim ani frumoși din viața noastră pentru voi copiii. Să aveți voi un trai frumos, liniștit, drăgostos. Nu, eu am o datorie față tăticu, eu nu ceaba vorbesc mult. El m-a râs cu mine când am intrat. Dar eu am tăcut, sunteți de acord? Eu am tăcut și am ținut tu, am ținut... Nu, Valeriu, vreau că să-ți să mulțumesc. Așa. Știți că au spus că nu o să pag groapa altuia niciodată. Bun. Uite bucurie. Uite bucurie asta și zâmbetul vreau să o las la familia voastră în continuare. Și printre lacrimi totdeauna să înveți să zâmbești cum facem noi asta. Lacrimi stau în ochișorii tăi și a părinților, dar noi încercăm să zâmbim până la urmă. Este sărbătoare frumoasă, ești omul drag, chiar vreau să spun aceste lucruri, care cu 15 ani în urmă le-ai făcut viața mai frumoasă ca niciodată. Și abia atunci părinții tăi au înțeles ce înseamnă o viață de om fericită. Căci ei atunci au devenit părinți. Cu siguranță, noi, femeie, bărbat, combinându-ne și făcând o familie frumoasă, Ne considerăm fericiți, dar când apar copiii, când apar îngerii noștri în viață, când ținem pruncul nostru și respiră sub mânuțele noastre și mămica aceea care te-a dus 9 luni sub inima ei și a retrăit pentru tine și a făcut griji pentru tine și a fost primul om în lumea asta care te-a simțit deja ca fiind a ei și făcând parte din viața ei, eu cred că nu știu bucurie mai mare pentru acești suflete de părinți. Fă-i fericiți, iubește-i, respectă-i și am zis de îmbrățișare și sărut. Uite, acum ai posibilitatea să faci. Așa, fiți sănătoși. Hai să o înclin după asta, tu, ei? Mai da, nu așteaptă rău pe dânsa, așa? Ei, da. Așa, sunteți minunați. Eu, acum vreau chiar mămica, tăticu, dacă aveți și voi să spuneți ceva, toată ocazia aveți. Da, vrem să îi urăm gândiți la mulți ani. Noi suntem mândri de succesul ei, de în felul cum se poartă și la mai mult, la mai mare. Mulțumesc! Așa, hai tăticu! Fericire și mulți ani înainte! Sănătate! Mulțumesc! Și că la final de surpriză vreau să-ți transmit un salut din partea ta, nu și să sănătoasă! Fericită! Așa! Exact aceeași respirație a făcut-o când a auzit că mă duc la domnișoara Valerica și când ne-a mai spus că vine la Doniță, a spus că iar numai ei. Că nu te iau, că mă duc cu lucru. Bun, salutări, să fii sănătoasă și din partea ei, cu tot dragul. Am sărit înregistrat și a spus, nu te-am pomenit de tine, ca să am și eu trecerea azi în ogradă. Așa, bun, zâmbiți și voie bună, vreau să vă las, dar nu chiar acum. Căci am un program muzical pentru tine și pentru oamenii dragi care sunt aici. Dacă nu ne dați afară, noi mai poposim la voi pe 10-15 minute. Așa, ne primești, Doniță? Să încălză camera ta, mă, de dragoste! Nu știu, 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 nu știu
și rece, cu tine mă voi petrece. Cântă și se-nveselește, cu prieteni nici oprește. Doresc să vezi de tot de dragoste și să ne date să vezi un cartoan, ai noroc și la mulți ani. Doresc să vezi de tot de dragoste și să ne date. Nea de nenea, astăzi ne doare. S-a împlinit
fraților în lume cerii, dar la său păzați. O, fraților în grepe, luna mor cu ploi de te. O, fraților, o viață de lumina dragoste. Să ai parte în viața să doar de clipe frumoase, senine, fericite și oamenii dragi întotdeauna să fie în stare să te ducă numai lacrimi, fericire. Mă mulțumim Dumnezeu din suflet și toate aplauzele să aparțin cu drag. Și când te rupe unul. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă, lucrinte, șerita, lângă ei bucuria și amarul, lângă ei
și împreună pentru prieteni să se cânte lăutarul. Pentru prieteni să închidăm câte un păcat, că lângă ei bucuria și amarul, că lângă ei nu-mi trece viața în zadar. Pentru prieteni să cânte lăutarul. Thank you.
Dar din tâi stâng microfonul. Eu așa mă sunt bine cu oameni. Dar și ne duci fără microfon. Noi, da, că n-am venit împreună. Doar pe mine ați așa, doar mă plângi la lucru. Dacă eram tamada la sărbătoare, mă ducem pe nevastă. Așa. Seară frumoasă tuturor, mulțumim de primire. Seară ca și în țară, în pădurșiți să lezi. Dar nu mă să lezi, greșe am, și eu am cochie, ca să nu mă să lezi. Bun, cu zâmbit și voi bun, vă lăsăm. Sănătoși, frumoși, și tu? Ții minte întotdeauna. Părinții tăi nu au încercat azi să-ți arate că te iubesc prin surpriză. Să-ți arate doar că ești important. Și nu interesează ce momente sau îi încearcă în viața asta, grele sau ușoare, ei vor trece peste toate pentru voi, pentru copii, pentru că ăsta este rostul vieții. Și cum am zis, îi iubești, îi respecti, sunt ai tăi și sunt cei mai minunați. Și noi vă aplaudăm cu drag. Multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate câte sunt, unul aș vrea să-ți cânt. E legat de al tău nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, blând și minunat.